ați venit la România Fast Forward Cuisine. Astăzi vă voi prezenta Tradition de Saint Andrew și nu Tate. Ia vedeți, uite, am aici o mână de grâu. Punem vată din asta în vas. Udăm vata cu niște apă. Presărăm grâul și cică. O să iau primă de sărbători sau poate așa ceva. Sau măcar de-o pâine până culegem recolta de aici din studio. Asta e una dintre tradițiile de Sfântul Andrei și e semn că ajungi bogatul lumii dacă ți încolțește grâul ăsta. O altă tradiție este să ungi toată casa cu usturoi. O împănez ca pe friptură. Problema e că n-am găsit ce trebuie să faci după Sfântul Andrei cu toată casa mirosind așa urma, mai ales că urmează 1 decembrie, e sărbătoare. Nu se poate să frești clanțele și tocurile ușilor în ziua liberă. Apoi e weekend, deci practic rămâi cu casa împuțită până luni, când oricum te duci la muncă și n-ai timp. Avem tradiții și pe ezoterism, mă rog, nu știu exact ce e asta. Dacă n-ai ce face și ai nelămuriri cu privire la trecut, poți să-ți iei un văsuleț cu apă, preferabil nu pe ăsta cu grâu, și să te duci la cimitir să te uiți în el. Mă rog, implică și un ritual special, dar vezi să nu cumva să rămâi pe acolo. O altă tradiție, iaute, pe care poți să o faci, este să-ți pui busuioc sub pernă ca să-ți visezi ursitul. Eu n-am avut de unde să iau busuioc, dar am încropit și am luat lavanda asta, chiar dacă merge, chiar dacă este artificială. Luăm și o pernă, pui busuiocul, mă rog, sau ce ai tu acolo, sub pernă și îți visezi sufletul pereche. E să dea naiba să pun ăsta sub pernă și să nu mi-apară gagică-miu un vis, că e nașpa rău. Pentru mai multe materiale de acest gen, follow us, bineînțeles, și la mulți ani, Andrei și Andreea. Să fiți fericiți!